Ați pictat și în România sau numai în exil? În România am început, înainte să încep cu adevărat pictura, pe hârtie sau pe plânză, am făcut câteva încercări pe calculator, în România, la job, în pauze, mai desenam pe paintbrush, cunoașteți, programul cel mai de bază. Grafic, faci pixel cu pixel, punct cu punct, și am vrut să văd ce, dacă iese ceva, dacă merită să trebuie pictură. Asta a fost înainte de 2001 și am decis până la urmă, după vreun an de încercări, când și când pe calculator, am decis la 1 decembrie 2001 că de astăzi mă fac pictură. Sună ciudat, poate, sau pretențios, dar chiar așa a fost. De ce 1 decembrie 2001? Pentru că atunci mi-am dat demisia de la Serviciul de România, în așteptarea plecării în Canada, care era programată pe 18 ianuarie 2000. Aveam o lună jumate în fața mea, am zis, ok, acum e momentul potrivit să mai iau o oră de pictură, în așteptarea plecării. Extraordinar. Și, într-adevăr, ajuns în Canada, am avut mult mai mult timp decât în România, eram singur și tot timpul liber asta am făcut de când am ajuns. Și ați fost autodidact sau ați învățat la... Nu, complet autodidact. Am văzut câteva expoziții și în România, pot să spun că momentul când am decis, hai să încerc să văd ce pot să iasă pe calculator înainte să încerc să fie sau respectiv, a fost expoziția retrospectivă a lui Țuculescu de la Muzeul Național de Artă din București în 99, cred. Am văzut două, trei ori și am fost cu adevărat impresionat, atunci am făcut, wow, asta vreau să fac. Tot în perioada, cred că am văzut și expoziția lui retrospectivă Conan Baba, deși era altceva, Țipoia, un pic altfel. Cam astea trei mi-au lucrat în perioada respectivă înainte să încep să pictez. Celor care le-am arătat lucrările dumneavoastră au rămas mască. Adică tuturor li se pare o chestie extraordinară, absolut extraordinară. Iar mie mi se pare fiecare lucrare o chestie dumnezeiască. Și modestia cu care este învăluit mi se pare senzațional, absolut senzațional. Senzațional. Sper să fie așa. Nu că nu-mi dau seama, îmi dau seama trebuie că sunt altfel decât altele, altfel decât ce se vede mult normal, dar așa, dar sunt conștient, dar nu știu cu adevărat valoare artistică, cineva de specialitate, cu adevărat specialitate, nu știu ce, nu știu. Nu zic că nu aveți dreptate, nu zic că nu există oameni care apreciază și aici majoritatea prietenilor mei toți apreciază. Ce vreau să vă întreb? Da. Ce muzică vă place? Muzica de avantgardă, mai ciudată, muzică electronică, multe. Am calculat vreo peste 10.000 de albume. Ziua de astăzi, dar în ultimul timp n-am prea mai diversificat din lipsă de timp. Când pictez, într-adevăr am timp de ascultat, dar în general ascult de pe internet conferințe, emisiuni culturale de pe France Culture sau teatru radiofonic. Asta e o iubire a mea din copilărie. Teatru radiofonic românesc. Teatru românesc.
Deci sunteți practic antrenat în cultura românească, nu n-ați părăsit-o? Nu, nu. Întotdeauna mă țin la curent cu ce se întâmplă în cultura română. Mi-am cărat de aici la Morea vreo 2000 de cărți. Am și scris, dar nu am publicat nimic. Dar când am văzut că este ceva cu pictura, mi-am zis gata, am găsit ce să fac în viață. Era teamă că trece viața fără să fi făcut și eu ceva, să zic. Pot zic că m-am liniștit un pic, zic că ok, am făcut ceva și fac câte ceva. Pe lângă viața normală, ca să zici, familie, copii. Ce ar trebui să înțeleagă privitorul din ceea ce lucrați dumneavoastră? E greu de spus. Dacă se simte bine privind-o, nu zic că trebuie neapărat și altceva înțeles. Nu mă gândesc mai niciodată la un înțeles. Dacă, nu știu, nu fac o pictură angajată în sensul de a vreau să demonstrez ceva, să spun ceva, să denunț ceva. Fac doar bucuria vizuală. Spunea odată Juan Miro, se întreba, dar ce ați vrut să spuneți cu o pictură, nu știu care? Păi n-am vrut să spun nimic, dar eu am vrut să fac ceva, nu să spun ceva. Dacă vreau să spun ceva, luam o hârtie și scriam ceva. ce frumos! Nu neapărat că sunt Juan Miro, dar a făcut și el câteva care le-a explicat cumva angajat contra lui Franco, dar nu a fost poate... Neapărat, a fost asta în capul lui, dar nu pot zic că să vezi din pictura lui așa ceva. Mi se pare corect ce a spus. Dacă vreau cu adevărat să zic ceva, să zice mai bine în cuvinte decât într-o pictură. De acord că există și picturi care spun mult, chiar și pe domeniul politic, dar mesajul ancorat într-o realitate trecătoare, după ani de zile, dispare. Poți te uiți peste 50 de ani, nu mai știi exact la ce am să fac referință. Dar dacă este echilibrat, dacă te simți bine privind, voi încă va lua.
de curiozitate, de când a început treaba cu boala, ați mai pictat? Ați mai făcut vreo lucrare? Are vreo influență? Da. Are vreo influență? Nu aș putea spune care. Nu, de obicei picturile mele nu se vede prea mult ce se întâmplă zi după zi. Poate după un timp, uneori mai fac niște portrete care sunt mai emotive legate de un eveniment, anumite persoane, dar în rest nu aș putea spune că e foarte impresionat. Ce meserie aveți de fapt? E greu de spus acum ce meserie am. Lucrez la Guvernul Canadei în Ministerul Muncii. Să spunem Ministerul Muncii, aici spunem Ministerul Venitului. La bază am terminat AFEU și Dreptul, Universitatea de Drept din București, în anii 90, amândouă. N-am făcut niciodată studii de pictură, nu pot să fugă de acasă, din familie, am avut o influență. Pot să spun că la bază sunt țăran în sensul bun al cuvântului. Mi-a plăcut mult agricultura, am plantat zeci de prun, meri, acum Dumnezeu cu mine, nu mai se ocupă nimeni de ei. V-am spus eu odată că mi se pare că este un ecou de factură creștină primară, ceva cum ar fi georgian sau cum ar fi... Pot să spun că da, îmi plac reprezentările religioase, pot să le spun, din arta religioasă, din Caucaz, din Georgia, Armenia. Din cauza asta mi-a plăcut foarte mult, poate, Parajanov, regizorul armean trăitor în Georgia. Covoarele orientale, la fel, îmi plac foarte mult, în special cele făcute în Caucaz. Cred că este o pământă o influență, n-aș putea spune cum s-a ajuns la această influență, dar da, o recunosc. Este o influență conștientă, în sensul că mi-am dau seama că este așa. De multe ori încerc să reproduc senzația pe care mi-o dau picturile și obiectele de art din această regiune, în special fondurile. Uneori am senzația că aș vrea să fac numai fonduri dintr-o pictură fără niciun subiect, numai fonduri, ca un covor. Dar încă nu am făcut numai fonduri, poate o să ajung și la asta, fără niciun subiect. Și când începeți o lucrare, știți cum se va termina? Știți cum va arăta în final? Când cu adevărat mă pun la masa de lucru, da, cam știu ce vreau să fie. Știu, în general, aproape în integralitate cum va arăta. Dar spun asta numai în momentul când m-am așezat la masă. Dar marea majoritate a cazurilor încep cu... Am multe hârtii, pentru că în general pictez pe hârtie de bună calitate. Îmi place mai mult hârtia. Am multe începuturi de... Încep de la haos, să spun așa. Adică încep cu anumite pete, semne, care le las afișate prin cameră și la un moment dat, chiar și după ani de zile, mă atrage un anumit început și decid, ok, din asta vreau să fac un portret al cuiva sau vreau să fac un peisaj sau vreau să fac altceva. Și de la haosul acesta încep să-l organizez. Gamla zeshe sagare tashar Yom yavoshel na kam veshilem Gamla zeshe sagare tashar Yom yavoshel na kam veshilem Na ole vellara Sheharim bonifa La mare la zakin, an pochon ad magen. La mare la zakin, an pochon ad magen.